Brădulețul a strălucit joi seară ca o adevărată vedetă în galeria Era din Piatra Neamț. Artiștii au găsit metode, care dintre care mai ingenioase, pentru reprezentarea bradului de Crăciun, cu materiale diferite, de la turtă dulce și marțipan până la pene de păun. Este unicul eveniment din Moldova, din câte știm noi. Se întâmplă aici la Piatra Neamț și nu este o expoziție comună, pentru că participă oameni din diverse domenii la crearea acestor brazi. Sunt brazi făcuți din jucării de Cluj, sunt brazi făcuți din pene de păun, din mozaic, din marțipan, din macarons, turtă dulce, deci avem și comestibili, avem și brazi cu miros de scorțișoară. Brazi în toate domeniile, inclusiv din mănuși chirurgicale, pentru că avem și s-au alăturat în acest an și mulți doctori, ceea ce apreciem foarte mult, pentru că descoperim că din puținul timp și-au răpit ca să vină la noi. Fiind unul din organizatorii acestui eveniment, am încercat să vin cu ceva nou față de anul trecut și am creat niște brazi din mozaic de sticlă. Ce lucrare este diferită, nu pot repeta și nici n-aș vrea să repet. Și urmăresc să fiu unic în tot ceea ce fac, în aceste lucrări, în mozaic 3D. Vedeți că toate sunt, au diferite forme. E lucrat cu aur, cu pietre semiprețioase și aici e flacăra șemineului. Am urmărit să aduc pe lângă brad. Brazii, știam că vor fi mai mulți brazi și atunci am încercat să completez această expoziție. Bradul acesta mi-a fost inspirat. Întotdeauna fac ceea ce simt, ceea ce mi se transmite prin intermediul intuiției și al inimii. Am ajuns să culeg breascuri din Cismigiu și să le dau o a doua întrebuințare, tocmai ca să arăt oamenilor că din orice se poate face un obiect decorativ super. Și simbolistica lui, în primul rând, este iubirea pe care natura ne oferă, iubirea aceea necondiționată perfectă, iubirea divină. Natura este, cred că, printre primele elemente care ne învață cum ar trebui să iubim. Am încercat să fie prezentate niște povești, povești de iarnă, povești tradiționale, totul să fie colorat, că în special copiii sunt foarte atrași de cei colorat. Copiii au avut și ei un colț al lor foarte bine reprezentat, cu jucării și brăduți special făcuți din personaje din desenele animate. Expoziția este și cu vânzare, iar banii obținuți astfel au ca destinație copii neajutorați din județul Neamț.